un membru al comisiei din secția de vot numărul 55 din incinta școlii generale numărul 6 din cartierul Burdujeni a fost sesizat telefonic în cursul acestei după amiezi de faptul că un bărbat în vârstă de aproximativ 80 de ani a încercat să convingă mai multe persoane să nu participe la referendumul pentru demiterea președintelui suspendat Traian Băsescu. Conform președintelui secției numărul 55, imediat după ce membrul comisiei a primit apelul telefonic, au fost sesizate autoritățile ce urmează să efectueze cercetările necesare. Acesta a adăugat că bărbatul se afla la aproximativ 150 de metri de secția de vot, în apropierea bisericii din zonă și le-a recomandat anumitor cetățeni să nu se prezinte astăzi la vot.